Bună ziua, sunt Alisa Moise. Bun găsit la Observator, Antena 1 Pitești. 9 martie este o zi importantă pentru istoria României. La Curtea de Argeș, regele Carol al II-lea va fi reinhumat lângă familia sa, noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș. Necropola a fost finalizată la moartea reginei Ana și este lăcașul în care familia regală intenționează să mute și osemintele reginei mame, Elena din Elveția, și ale prințului Mircea de la Bran, județul Brașov. După 66 de ani de la moartea regelui Carol al II-lea, va avea loc o ceremonie religioasă la care vor fi oficiate două slujbe. În mănăstirea Curtea de Argeș, la mormintele regilor Carol I, Elisabeta, Maria și Ferdinand, și una în noua necropolă regală. În aceste condiții era momentul să se treacă la acest pas, pentru că este firesc ca un rege să-și ducă somnul de veci în condiții corespunzătoare cu rangul pe care l-a avut. Carol al II-lea este singurul rege al României îngropat în afara bisericii. A locuit în exil în Portugalia alături de Elena Lupescu și a murit în 4 aprilie 1953, înainte să împlinească 60 de ani. A avut parte totuși de funeralii regale pentru că se înrudea cu regii Portugaliei. În anul 2003, guvernul României a decis repatrierea osemintelor lui Carol al II-lea. Regele Mihai și familia regală nu au participat însă la ceremonia de repatriere și înmormântare. Regele nu și-a iertat niciodată tatăl pentru greșelile trecutului. Cum în mănăstirea Curtea de Argeș nu era loc pentru înhumare, sicriul cu osemintele lui Carol al II-lea a fost așezat într-o criptă în curtea mănăstirii. Osemintele vor fi mutate după 16 ani în noua necropolă regală. Se va face slujba potrivită acestui moment, e vorba de 9 martie la ora 12, unde vor participa, bineînțeles, familia regală și invitații. E vorba de istorie aici și de-abia am așteptat acest lucru ca să putem elibera locul care este programat să intre în restaurările viitoare pe care care se vor desfășura imediat ce se desprimăvărează. Ulterior vor fi aduși în necropola regală și soția oficială a lui Carol al II-lea, mama regelui Mihai, regina mamă Elena și prințul Mircea. Clarificări în scandalul de la Oarza. Atunci când o bătrână a fost condusă pe ultimul drum, după ce sicriul cu trupul neînsuflețit a fost trecut pe o punte, reacțiile fiind imediate. Edilul comunei a precizat faptul că există o altă cale de acces, dar s-a dorit ca totul să fie regizat. La începutul săptămânii, cazul bătrânei decedate din comuna Oarja, a cărei familie a fost nevoită să o transporte de acasă pe o punte improvizată pentru a fi mormântată, a făcut înconjurul țării și a fost mediatizat în toată presa. Edilul localității a ținut să clarifice situația, spunând că existau alternative, însă s-a urmărit altceva. Pe aici se putea trece și să o aducă pe bătrână, să meargă la biserică, că doar sunt 300 de metri până la biserică. Dar dânsii nu au vrut, au vrut mai bine să facă un spectacol mediatic și să vadă lumea că ei sunt într-o altă cază. Să știe clar că această situație a fost regizată, s-a știut de foarte mult că trebuie să vină presa și ei nu au spus această situație cu poarta. Deci pe aici se putea trece foarte clar, ăsta era drumul vechi. Mai mult, primarul Constantin Bâlea susține că familia respectivă a cerut demolarea podului cu ocazia unor lucrări de decolmatare făcute în urmă cu câțiva ani de Apele Române, cu scopul construirii unui pod nou, lucru pe care administrația locală nu și l-ar putea permite, și asta pentru că investiția respectivă nu poate fi justificată pentru o singură gospodărie. Aici a fost pod. Până acum 3 ani era pod folosit de familia Petre. Acum 3 ani, familia Petre a dat podul jos de aici ca să-i facă primăria alt pod, că vrea un pod mai mare și mai frumos. Noi nu ne permitem ca și autoritate să facem un pod de 200.000 de euro. Asta înseamnă tot bugetul pe anul în curs. Vreau să spun că noi suntem de acord să-i facem pentru o necesitate, pentru o problemă de cazul ăsta gravă care s-a întâmplat, dar nu putem să facem doar pentru o singură familie să facem un pod de 200.000 de euro. Poate nu întâmplător, în ziua înmormântării, unul dintre membrii familiei a declarat că și-ar fi dorit să contribuie la construirea unui alt pod, atâta timp cât cel vechi a fost demolat la solicitarea lor. Am fost de acord de asemenea să suportăm costurile construcției podului necesar și toate cele, deoarece cu toate că lucrarea este făcută de Apele Române și ei ar trebui să suporte costurile. Proprietarul gospodăriei nu a putut să prezinte argumente concrete pentru solicitarea demolării podului existent, lucru care a dus la declanșarea acestui scandal. De la baza, de la fundul intravilanului unde venea podețul, era exact
atâta distanță. Se vedea vegetația cum era crescută pe lângă pod. Reprezenta un pericol vegetația aia? Cum să vă spun eu, dumneavoastră, eu n-aveam cum, eram numai inundat la fiecare ploaie. Uite, dar aveați o trecere, chiar dacă era, ce era inundat? Podul? Pe unde? Că sunteți în deal. În curte? Păi da, până acolo. Păi, nu, n-are sens ce spuneți, păi ați rămat podul ca să nu fiți inundat, că nu are sens ce ziceți. Dacă vă face pod, nu mai vine apa? Stați puțin, că nu ne înțelegem. Edilul din Oarja susține că în zonă va fi construit un pod, dar care va folosi mai multor locuitori ai comunei. Teribilismul unor tineri a fost cauza unui incendiu auto extrem de violent în comuna Hrășești. Un autoturism a ars ca o torță în doar câteva minute. A fost un scurt circuit pornit de la o instalație de sonorizare artizanală pe care proprietarul a făcut-o în portbagajul mașinii. El montase acolo boxe de mare putere pentru a asculta muzica la maximum. În automobil se aflau doi tineri care au simțit miros de plastic ars, moment în care șoferul a tras pe dreapta și a deschis portbagajul. A fost momentul în care focul izbucnit a și cuprins întreaga mașină, care a ars integral. Paguba este totală, iar tinerii scăpați teferi au rămas cu spaimă. FC Argeș va încheia mâine seria partidelor amicale din perioada de pregătire. Trupa lui Emil Săndoi va juca în deplasare cu CSM Slatina. Până în acest moment, piteștenii sunt neînvinși în amicale, cu un bilanț de 3 victorii și un egal. Antrenorul argeșenilor speră că în acest ultim joc de verificare să nu aibă parte de vreo accidentare, mai ales că la ultima partidă 3 jucători au acuzat probleme medicale. FC Argeș va debuta în retorul ligii a doua pe 2 martie în deplasare cu Metaloglobus București. Echipa de handbal masculin a Piteștiului va disputa în acest weekend o nouă etapă de campionat. CSU Pitești va avea o misiune foarte grea în confruntarea de mâine, de pe propriul teren cu Dobrogea Sud, Constanța 2. Disputa dintre argeșeni și constanțeni va avea loc de la ora 16 la sala sporturilor tribale și contează pentru etapa cu numărul 18 din divizia A de handbal masculin. Înaintea acestui duel, oaspeții ocupă locul 2, cu 37 de puncte, cu 2 mai puțin decât liderul seriei, CSM Alexandria, în timp ce gazdele se situează pe locul 5 cu 18 puncte. Acestea au fost știrile de la Observator Antena 1 Pitești. Ne revedem și luni de la aceeași oră. Să aveți o zi frumoasă în continuare!